Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici un Silver Chest care are 146 de gold, Goblin Hunt și Fire Spirits. Mai avem un Golden Chest care are 575 de gold, Mega Minion și Skeleton Barrel. Mai avem Hell Spirit și X-Bow. Avem și un Free Chest aici, hai să vedem, 107 gold, Ice Spirit și Trim Musketeer. Și două crown chesturi. Hai să vedem, avem 1151 de gold, două gemuri, Thumbstone, Hog Rider, Skeleton Barrel și Dark Prince. Și încă unul cu 1171 de gold, două gemuri, avem Zephis, avem Goblin Hunt, avem Goblins și Valkyrie. Bun, și hai să vedem. Mai avem de jucat la War, avem de jucat și în Challenge și am putea să dăm și câteva meciuri în arenă. Hai să începem cu un 2v2 touchdown. N-am mai jucat de mult, foarte mult timp acest mod de joc. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc, cred că n-am niciun episod filmat cu modul ăsta de joc. Ok, hai să vedem. O să luăm... e destul de greu aici. Hai să luăm gărzile totuși. Să luăm... Tesla. Hai să luăm Rascal și să vedem. Bine că avem Hog-ul. De fapt, îl are... mate-ul nostru. Punem aici Tesla. Hai să vedem, o să punem gărzile. Bun. Punem și Kenan în cartul. Pauli. Atât de aproape. Nu, am dat un loc degeaba acolo. Și pierdem primul meci. Hai să vedem. Important e cine merge primul la 3. Băi, am putea să încercăm... Nu. Exact. Trebuie să încercăm ceva de genul. Punem Rascal și... Și au avut, frate, au avut încă două clădiri acolo să le pună. Ei, acolo ar fi fost bun logul. Hai să-l dăm pe aici pe undeva, perfect. Da, nu știu cum o să scăpăm acolo de... Oh! Incredibil cât noroc au avut. Începem cu Rascals. Trimitem Ram Rider-ul pe partea stângă. Battle Ram-ul, pardon. Hai să vedem. Și s-a dus Hog-ul direct în partea lor. Hai să vedem dacă reușim să întoarcem acest rezultat. Bun, și începem cu un Elixir Golem pe partea stângă. Ar trebui să treacă acolo fără probleme. O să dăm și un log aici. Punem un Cannon Cart. Punem și Tesla. Și nu cred că reușim să...
dar nu reușim, din păcate, să câștigăm. Uite, chiar se apropiau și ne băteau cu 3-1, dacă mai aveau puțin timp. Bun. Ok. Băi, am încercat. Hai să ne dăm meciul la War. Asta e cu adevărat important. O să luăm Lumberjack-ul, Golem, Fireball, o să luăm și niște cărți mai ieftine, chiar și Bomberul. Mai luăm Freeze-ul și, băi, eu zic că e un deck destul de bun. Hai să vedem dacă reușim să obținem victoria la War. Warul trecut n-am reușit. Și, dar cu toate astea am luat locul 1 pe clan. Ceea ce ne asigură un chest de rank 1 și practic avem o legendară asigurată. Hai să vedem. Scăpat acolo de acei Fire Spirits. Vedem, dăm și Zepu. Perfect. Se pune aici un Bomber. Mai punem și niște Goblins. Și ar trebui să scoatem acel mini P.K.A. Acel P.K.A. mare, de fapt. Ok. Scăpăm și de Wizard. Modul ăsta de joc cu War-ul o să dispară din nou update, dacă ați văzut. Așa că e printre ultimele War-uri pe care le vom juca. Cel puțin în formatul ăsta pe care îl cunoaștem momentan. Ok, punem aici Goblins. Ah, n-a fost o idee bună. Asta ar fi descurcat singur turnul. Doar am consumat elixir degeaba. Ok, bun, o să începem din nou cu Golemul. Stanchez acolo un pic și vom ataca pe cau cu arcașele și cu acest Bomber. Chiar și... Ok. Trimitem Lumberjack-ul. Ah, n-a fost chiar cea mai inspirată decizie să dăm acel Zap. Ok, bun, o să începem cu arcașele de data aceasta. Mai dăm aici un Fireball. Punem și Bomberul. Da, și a jucat-o bine acolo. Îi scoatem Farnance-ul. Da, nu mai punem nimic acum, pentru că... Mai dăm un Fireball. Pe turn. Trimitem Goblins. Bun, și reușim să păgălim acel P.K.A. mare. Mai dăm aici un Fireball pe Wizard. Și să vedem, e suficient Zepu, dar trebuie să fie suficient. Și reușim victoria la War, o victorie importantă pentru noi. Ne luăm un Victory Points. Wow, este prima victorie din War. Ok, bun, hai să mai jucăm totuși un touchdown, să vedem dacă reușim să obținem și aici o victorie.
o să luăm Wizard-ul, o să luăm Valkyrie, o să luăm Bandita, hai să luăm Fogul. Cred că mai degrabă Goblin Giant. Și hai să vedem dacă reușim să câștigăm aici. Bun. Începem cu Goblin Giant-ul, a pus Shield Giant-ul pe partea, pe aceeași parte cu noi. Hai să încercăm cu Hog-ul pe partea stângă. Da, și avem doi. Da, din păcate nu. Ok, hai să punem Witch-ul. Avem acolo și Baby Trigger, nu? Ah, și-a avut... Eram atât de aproape să ajungem noi înaintea lui. A avut acei porci, trebuia să pună totuși un building. Hai să încercăm aici un atac rapid. Oh, și cum s-a strecurat acel hog pe lângă eliții barbari și am reușit să egalăm rezultatul. Începem cu Witch-ul. Hai să vedem. Bun. Să trimitem totuși din nou hog-ul pe partea stângă. Bun, s-a dus bine Bandita. Scăpăm și de... și eram atât de aproape cu Rem Rider-ul să ajungem la finish. Trimitem Hog-ul pe partea stângă. Bun, și reușim să luăm încă un punct. Avem 2 la 1 și mai sunt 40 de secunde din match. Ok, să dăm aici un barrel. Cu emoții reușim să scăpăm. Fără să ne treacă linia. A fost destul de greu. Bun, mai trebuie să rezistăm vreo 7 secunde. 3 secunde. Da, deci practic am reușit să câștigăm și acest touchdown. Ne luăm un chest nou, primim și gold. Cred că ne-am mai completat o misiune. Hai să vedem. A play with cu cărți epice. Avem 500 de gold. Hai să și donăm un clan. Și cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!